Da, sincer. Imaginează-ți că aici... Ia, pune-mă să măsor cu ea. Nu, nu, că e, că e bine. Adică mă vezi pe mine în postura asta când te uiți așa și eu, serios, așa. Bine, într-o cămașă și eu așa, cu... Da. Bă, da, cu ce ți-am greșit, mă, că n-am la bani împrumut, sunt dator. Păi stai un puțin, ce are? Trebuie să spui, nu, pleacă de acolo. Cum să mă vezi în situația asta nenorocită? Și uite-te un pic cum nu e. Nu mai zici eu că e nenorocită, situație fericită. Pentru ea. Și pentru tine, că și vă binecuvântează Dumnezeu. Anal, nu? Și bărbatul negru. Doamnelor și domnilor, lansare de piesă. Așteptată de toată lumea, da. Mai ales de noi, Dominic și Cucu. Însorită. Voi. Și însorită. Pe dinăuntru. Minunată, mai ales pentru voi săptămâna asta. Da. Că ați venit cu piesă, cu astea. A, cu nebunie, cu... Da, era pregătită dinainte de Dominicană. Da, era pregătită înainte de Dominicană. Era pregătită, de fapt, da, era pregătită înainte să știu că merg la Survivor. Dar spune-mi, te rog, tu cântai înainte? Că noi nu te știm cu această aplecare. Da, bine, cântam și eu prin baie, aia, acasă. Prin baie și eu fac multe, dacă zic ce vreau să spun. Am mai cochetat cu muzica așa, din când în când. Și piesa s-a întâmplat pentru că, și acum începe o istorie de genul, piesa eram s-a întâmplat la studio? Nu, chiar nu eram la studio, da, eram la munte și eram la o petrecere și i-am arătat piesa lui Cucu, i-a plăcut foarte mult și s-a întâmplat așa, inevitabil, fără să ne dăm seama, cumva. Dar voi sunteți amici așa între voi, pentru că aveți un vibe artistic drăguț. Da, suntem prieteni foarte buni. Da. Cam cât de buni? Adică... Ne așteptam, dacă tot am făcut atâtea pe Instagram, ne așteptam la întrebările astea. Eu nu sugerez, chiar nu insinuez că ați fi împreună, că v-aș întreba direct, că n-am de-astea. Adică sunt prea bătrână să mai stau să o iau după vișin, că sunteți împreună? Aici, da. Acum, uite că suntem împreună aici, pe care cu voi. Nu! Azi. Da, nu, am răspuns altfel. Să vezi că te-a cadut frumos. Da. Da. Acasă aveți fiecare pe cineva? Eu nu. Mai ales eu. O grămadă, mă. Păi ce trebuie ești deștept, ești interesant, ești tânăr, ești când Dumnezeu vrei, la 70 de ani? Păi, dar el are pe cine vrea. Adică n-are un punct fix. El are... Mamă, cum a dat-o cu manta, acum a bursucul. E în cunoaștere, Cucu. A zis, băi... Da. Trebuie să cunoști și aici și aici, pentru că având atâtea calități, nu poți să iau pe oricine. El. Bă, cred că ar trebui să iau în echipa mea, jur. Te-ai băgat în sufletul lui, așa. Și 100 de euro, mi-a zis, băi, te rog eu. Dacă e... Da, ea cred că... Freud își dă pumni în gură cred cu picior. Cred că ea, dacă mă întrebi... De unde e așa? De, așa după față. Ești logodita? Nu sunt, nu. Nu e, mă, nu sunt. Acum mă uit la rochia aia, parcă aș vrea. Îți lua în gură de nuntă. E frumoasă, e frumoasă, dar mai avem timp. Nu te lua după mine, am fost la nunta lui Eli, buna mea prietenă. Și mi-a plouat în gură și într-un an mă măritam și eu. Pentru o scurtă perioadă de timp. Dar mi-am făcut pofta, adică... A fost bine! Am văzut cu mine, mulțumim frumos! Next time. Despre piesă. Cred că Dominic trebuie să spună mai multe despre piesă, că ea a scris piesa inițial și eu am venit doar ulterior. Bineînțeles că și Cucu a avut un mare aport la piesă. Vreau să mulțumim și noi de One Records prin această emisiune. Să le spunem că au făcut treabă foarte bună și Mau Creativ. Piesa a ieșit așa la noi în studio. A fost făcută de fapt în pandemie, a fost o idee și am adus-o în studio și a ieșit nebunia asta. Ați scris împreună versurile sau fiecare și-a scris bucata lui? Eu am scris partea mea, Cucu partea lui. Dar cum se poate chestia asta? Că fiecare scrie la... Știi vorba aia, fiecare cu... Aha, aha, exact. Da. Cu... Păi tu știi cel mai bine ce simți tu și ce ai trăit și e ușor. Dacă nu se potrivește cu ce a simțit tălălalt, dacă tu vrei să cânti, patriotic. Tu ți iubești țara, domnule. Câmpia turzii și țara română. Păi te pui în pielea lui așa, intri în poveste, ne povestim ce ai mai făcut, ce ți s-a întâmplat și cam așa se întâmplă. Nu, a simțit piesa foarte bine și cumva m-a ampliat pe mesajul piesei și n-a fost foarte greu să o scriem. Dar tu auzi partea ei înainte, nu?
Adică ea a venit cu strofa. Da, avea, era toată piesa făcută și nu era făcut parceul unde apare. Și nu era partea ta. Și atunci tu ai ascultat și te-ai... Da, da, da. Adică a fost un răspuns. Adică fost... nu e un negativ și fiecare scrie ce vrea după care vă tăiți. Eu în momentul în care am ascultat piesa, piesa urma să o lanseze ea singură. Nu mai știu, cred că avea în 2-3 săptămâni urma să o lanseze. Am ascultat în seara respectivă, mi-a plăcut și după aia am reascultat a doua zi și atunci ne-a venit ideea cum ar fi să... Fie și o voce de băiat, adică eu, și aia a fost. Adică a fost totul pe deci fast forward. Ați ascultat-o odată în seara aia când erați beți da. Și după aia ți-am să o ascultăști când te întrebi. Da, ok, hai, o facem. Păi la beție îți dai seama cel mai bine. Dansezi, dacă te simți bine, o cânti. Of, doamne, lăsați-vă de băut. Haideți să ascultăm ce a ieșit într-o seară la munte. Să vedem ce a ieșit. Premieră pe TV pentru noi, Dominic și Cucu, proaspăt întors din Dominicană. Piesa se numește... Încă mai are bronzul pe el. N-ai bani de mine, se numește piesa. Hai să mergem către ce? Mă arată Cucu ce credeți că are. Chiar dacă spunea că e loaded, tot nu-l credeam. Dominic și Cucu.